seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Recreația Mare, dedicată copiilor și tinerilor. În această seară avem doi invitați speciali, de altfel cum sunt toți oaspeții noștri. Este vorba despre psihologul Iulia Cruț. Bună seara, Iulia, și bine ai revenit! Și despre domnul profesor Florin Iancu, cadru didactic la Colegiul Negruții. Bună seara, domn profesor, și bine ați venit la noi! Bună seara și bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! În această seară am ales un subiect mai, să spunem, mai delicat sau poate sensibil, nu știu. M-am gândit să vorbim despre provocările cadrelor didactice, pentru că e adevărat, meseria ne aduce multe bucurii, multe împliniri, dar nu este de multe ori, nu este chiar foarte, foarte ușor. Și avem și momente poate mai puțin, plăcute în sensul stresului. E adevărat? Vorbim foarte mult despre stresul la copii, la părinți, dar mai puțin la cadrele didactice. Și da, există, nu? Sigur. Stresul este o componentă foarte prezentă în activitatea noastră și nu este chiar așa de ușor de dus. Însă depinde de fiecare dintre noi cum îl gestionăm. Încercăm să facem lucrurile într-un mod în care să streseze cât mai puțin educabilii, respectiv elevii, să avem o relație firească cu toți participanții la actul educativ, atât elevi cât și părinți, cât și colegi, nu mai spun autorități și comunitate locală. Dar pentru asta, evident că e nevoie de multe eforturi. Și de multe ori ai impresia că efortul le faci numai tu, ca profesor, în timp ce ceilalți stau și așteaptă. Și așteaptă. Au așteptări. Exact. Deci eu muncesc și voi așteptați, da? Vreți multe de la mine. Cum apare stresul, Iulia? Așteptăm opinia psihologului. Ca în orice altă meserie, stresul apare în urma presiunilor pe care le resimțim fiecare dintre noi zilnic. Ceea ce nu știu cât este de cunoscut e faptul că noi reușim să facem față stresului fără să facem un efort deosebit. În sensul că așa suntem construiți. Adică nu spunem, acum sunt stresat, trebuie să fac ceva, da? Trebuie să apăs un buton și o să mă destresez. Exact. E 5 să am stres. Creierul nostru face chestia asta în mod natural. Unul dintre lucrurile poate mai puțin cunoscute este că își face treaba asta în timpul somnului. În faza somnului REM, faza cea mai profundă a somnului, asta are el de făcut și o face cu succes. Atâta doar că dacă stresul este permanent, chiar dacă nu este în doze foarte mari, la un moment dat, ca orice calculator, spre exemplu, nu mai reușește să îndeplinească toate taskurile și rămân lucruri care atârnă din urmă, sarcini pe care nu le-a îndeplinit la un moment dat. Stresul apare ca urmare a gândurilor pe care le rulăm, a ruminației excesive, a conflictelor. A scenaritei. Ca să folosim așa și să lămurim ce înseamnă scenarită. Lucrurilor pe care le presupunem înainte de a ni le confirma. Și în momentul în care trecem zilnic prin astfel de gânduri, prin tot felul de evenimente, conflicte interioare, biochimia întregului organism se schimbă. Asta înseamnă că în timpul stresului corpul nostru secretă ceea ce este cunoscut sub numele de hormon de stres, cortizol și adrenalină. Și prin urmare întreaga biochimia corpului nostru se modifică. Dacă corpul meu secret în fiecare zi cortizol și adrenalină în cantități care nu sunt normale, firește apar și îmbolnăvirile, pentru că va crește presiunea arterială, se va modifica ritmul respirației și așa mai departe. Prin urmare, de la stres și până la tot felul de afecțiuni fizice și psihice și psihoemoționale, nu e foarte mult. Trebuie să avem grijă cum trecem prin astfel de situații și
cum procedați dumneavoastră? Am început cu stresul, nu vreau să par așa o discuție foarte spăimoasă. Da, da, pentru mai că ales că e exact. Am dus-o și în zona de biochimie. Deja, exact, am dus-o și cu biochimie și cu tot felul de substanțe din alea dăunătoare. Ajungem și la lucrurile foarte frumoase, dar am zis că să eliminăm stresul, da? Cum facem să trecem de astfel de momente? Nu vreau să spun perioade, pentru că nu e așa, Iulia a spus, dacă este prelungit, e cronic, ne îmbolnăvim, nu vrem asta, vrem să fim bucuroși și fericiți ca să obținem rezultate frumoase. Da, probabil că... Dumneavoastră cum faceți? De cele mai multe ori trecem firesc, natural, așa cum spunea și doamna psiholog. Însă atunci când simți încărcătură din aceasta emoțională, există mai multe metode, fiecare le are pe ale sale, ne aflăm în recreația mare, nu-i așa? Exact. Și de fiecare dată, sau de cele mai multe ori în recreația mare, avem discuții între noi, colegii, sau cu elevi care ne cer sfaturi, sau anumite indicații pe care vor să le audă în ceea ce privește pregătirea lor. Sau ascultăm muzică, sau citim ceva și lucrurile se așează de la sine. Evident că stresul acesta permanent, despre care vorbea colega noastră de platou mai devreme, este într-adevăr presant și duce și la o lipsă de performanță până la urmă. În momentul în care simți o presiune permanentă, ai... nevoia de a lua o pauză și în funcție de valoarea presiunii respective, ca să vorbim în termeni fizici așa, s-ar putea să ai, ai nevoie de o pauză mai lungă, chiar definitivă, ceea ce n-ar fi de dorit. Adică asta adică duce la schimbarea profesiei. Să pleci din profesia respectivă. Poate. Există o astfel de... Ați cunoscut probabil cazuri. Da, sunt astfel de colegi care din diferite rațiuni pleacă din învățământ și nu este bine, pentru că de obicei sunt și valoroși și rezultate, însă lipsa de motivație, presiunea și mulți alți factori determină plecarea. Una peste alta, însă stresul este prezent, nu este dominant din fericire, cel puțin pentru mine. Am peste 20 de ani de experiență la catedră și de fiecare dată încerc alte emoții. Unele sunt dătătoare de stres, altele aducătoare de bucurie. Exact, da. Și da, viața este plăcută așa și cu stres și mai puțin stres. Ați spus că aveți o carieră de îndelungată. Peste... E la început. E la început, da. Peste 20 de ani. Da. Exact. V-a fost teamă? Cum ați ales meseria? Recunosc că nu mi se pare ușor. E o responsabilitate foarte mare să ai pe mână copii care vor deveni adulți, care vor fi independenți, care vor avea propriile destine, au propriile destine și căi în viață. Și să sădești acolo o sămânță, nu, mi se pare greu. Da, apropo de v-ați temut vreodată? Există, probabil, la fiecare profesor această, haide să nu-i spun teamă, ci preocupare pentru succesul în profesia aceasta. Însă, apropo de sădit, eu sunt copil născut la țară, locuiesc la țară acum, e adevărat lângă Iași, nu s-ar putea spune că e o zonă foarte rurală, Valea Lupului, încă este comună. Dar aveți buletin de Iași. Nu, de Valea Lupului. Și mi-a plăcut și atunci când eram copil și îmi place și acum să lucrez în grădină, să lucrez cu mâinile, cum îmi place mie să spun, în pământ. Terapie, exact, da. Exact. Psihologul imediat. Exact, mă relaxează grozav. Cum am ales? Sincer, când eram în liceu, eu îmi doream să devin ghid de geografie, ghid turistic și îmi ca să mergeți gratis mult în excursii? Nu neapărat, și eu m-am gândit lumea odată la această posibilitate, să știți. Știți cum e, atunci când îți dorești ceva foarte mult, ești în stare să dai și bani numai să o faci, așa, chiar dacă și muncești. Îmi doream să devin ghid turistic, am învățat foarte mult geografie, tatăl meu a fost profesor de geografie și biologie, mama mea de educație fizică, acum amândoi sunt pensionari. Și lucrurile au venit firesc oarecum. Eu am făcut facultatea de geografie aici la Iași și am avut șansa să întâlnesc niște profesori extraordinari care
mi-au insuflat dragostea pentru a preda, pentru a da mai departe ceea ce știu eu, de asemenea dragostea pentru teren. Și iată că am devenit profesor, dar sunt și ghid, cu acte în regulă. Și sigur că fiecare generație de elevi vine cu provocările ei. Ei. Sunt diferite, de asemenea sunt perioade de 6-7 ani în care lucrurile se întâmplă cam la fel cu elevii, după care vin niște schimbări. Câteodată schimbările vin de la un an la celălalt și chiar vorbeam cu ai mei colegi de anumite diferențe pe care le observăm de la generația care a intrat anul trecut în clasa 5-a față de cei care au intrat anul acesta. Și sigur că sunt provocări cărora încercăm să le facem față. Important este ca fiecare dintre noi să ne dăm seama la vreme că trebuie să ne adaptăm și care sunt căile acelea și care sunt aspectele la care trebuie să ne adaptăm. Deci, altfel, practic, o modelare continuă. Da, cu siguranță. Ceea ce numim noi formarea continuă, din toate punctele de vedere, atât științific, cât mai ales psihoemoțional. Și se vede în relația cu elevii. Absolut, absolut. Și în bine și în rău. Și în bine și în rău. Și când este în bine, se vede în rezultatele școlare și în performanță. Absolut. Când, absolut, să zicem, este mai puțin bine, presupun că elevii stau de vorbă cu Iulia, nu? Iulia, ai elevi stresați în cabinet? Am copii care vin din diverse motive, printre ele și stresul, nu știu cât îi spun ei stres școlar, dar emoții, să spunem. Sunt supărați din cauza școlii. Bineînțeles că ei prima dată asta spun, că li se întâmplă diverse lucruri la școală pe care, de fapt, vor să spună că nu știu cum să le facă față. Află că se poate și, apropo de ce a spus domnul profesor, de fapt, ei trebuie să-și găsească și motivația personală pentru care merg la școală. Și fiecare copil descoperă că, sigur că da, e foarte firesc să nu le placă tot ce fac acolo. Nici mie nu mi-a plăcut, nu mi-au plăcut toate materiile, recunosc. Geografia era printre ele, îmi pare rău să spun asta. Dați meditații și adulților, domn profesor, poate recuperă. Din păcate am învățat doar încă pe de rost. Nu dai o idee. Și pentru că învățam pe de rost, nu țineam minte. Clar. Dar îmi amintesc cu foarte mare drag cât de ușor învățam la limba română, pentru că era acolo, aveam acolo o doamnă profesoară care știa cum să facă. Îmi amintesc și astăzi dialogurile foarte plăcute din timpul orelor de română. Ei, așa sunt toți copiii, bănuiesc, că au obiecte preferate, obiecte care le stârnesc interesul mai puțin. Pentru a face față stresului, ăsta este lucru important, să afle ce îi place. De fapt, să afle că există și ceva care îi place la școală. Că îi plac doar anumite ore și este firesc să îi placă doar o parte. Apoi sunt colegii, atmosfera de la școală, joaca, colegialitatea, iarăși sunt aspecte care... Prieteniile care se leagă. Prieteniile care se leagă la școală. Ei, deja lucrurile devin un pic văzute cu alți ochi dacă descoperim și ce ne place și nu ne uităm doar la partea neagră, la partea goală a paharului, ca să spun așa. Motivația este foarte importantă, din câte mi-ați spus până acum. Cum îi motivați pe elevi? Eu, că ai spus că nu erau materii care nu-ți plăceau, mie mi-a plăcut matematica, dar a existat ceva la geometrie, locul geometric, pe care niciodată nu l-am înțeles. Și toată lumea spunea că dacă este ceva care nu-ți place, profesorul e de vină. Nu, doamna profesoară nu avea nimic. Eu n-am înțeles și nici acum nu știu. Dar da, doamna profesoară era divină. Da, și-a dat tot interesul. Eu n-am înțeles. Cum îi motivați? În primul și în primul rând, întotdeauna am plecat de la premisa că în fiecare elev există ceva acolo, ceva bun, ceva categoric important, pe care poate să-l facă nu numai din
perspectiva geografiei, din perspectiva disciplinei pe care eu o predau, ci la modul general în viață. Plecând de la acest lucru, am încercat întotdeauna să fac orele plăcute, în sensul de a nu da doar de memorat. De altfel, memorizarea este o metodă învechită și încercăm să o utilizăm doar când nu mai există o altă soluție. Există, cel puțin la geografie, foarte mult lucru vizual și experimental. Atunci când este și experimental, este minunat, pentru că e cea mai puternică memorie, nu? După un experiment. Și am încercat să-i motivez dându-le perspective frumoase asupra lucrurilor pe care le învață. Întotdeauna am încercat să-i determin să înțeleagă utilitatea lucrurilor pe de care le... De ce fac acest lucru? De ce învăț? Și chiar le spun că nimic nu este imposibil și că toată lumea trec pe băncile școlii și că e posibil să ajungă miniștri, posibil să ajungă prefecți, evident că ei zâmbesc și... Ori fi ajuns dintre elevii dumneavoastră? Ori fi ajuns, cine știe, da. Oricum sunt mulți negruțiști în funcție de conducere, așa că... Dar geografi? Ai mei sunt tineri. Dar geografi? Da, păi sunt și în funcție de conducere la universitate și în funcțiile unor anumite institute sau cei care n-au mai profesat neapărat au business-uri și da, sunt destui. Iar o altă chestiune foarte, foarte bună pentru noi și favorizantă pentru noi geografii este că, în general, disciplina aceasta, geografia fiind o disciplină de graniță care utilizează noțiuni din foarte multe alte discipline, te face să fii deschis la minte, open mind. Da. N-ai cum să o înțelegi dacă nu se întâmplă lucrul ăsta. Și întotdeauna am încercat să le creez elevilor mei perspectiva aceasta și mediul de învățare în așa fel încât să devină open mind. Lucrul ăsta nu se întâmplă peste noapte. Întotdeauna ne gândim ce metode să folosim, încercăm să-i punem să lucreze împreună, încercăm să nu le dăm teme covârșitoare. Tema pentru acasă este probabil sintagma pe care o urăsc cel mai mult. La geografie, în general, nu, eu nu le dau teme pentru acasă. Se întâmplă câteodată să le mai spun să mai citească. Bine, permanent le spun să citească, dar nu neapărat pentru data viitoare. Adică, în afară de lecția pe care au de învățat și pe care de obicei o învață din clasă. Însă și tema pentru acasă are un rol important dacă este dată cu măsură și copilul nu o simte ca pe o povară. Este foarte important lucrul acesta, actul de învățare să nu fie o povară, pentru că este o povară astăzi, este o povară mâine, poimine și așa mai departe. La un moment dat, stresul despre care vorbeam mai devreme este covârșitor. Și pentru copil și pentru părinte. Absolut, absolut. Câteodată mai prezent la părinte decât la copil, mai ales în preajma examenelor. În preajma examenelor. Și eu sunt părinte și am simțit și o să mai simt lucrul ăsta. Și dacă ți-a adus aminte de temele pentru acasă, voiam să o întreb pe Iulia, de această dată din perspectiva de părinte, cum te descurci? Ai fost rugată, deci acum intrăm în rolul mamei, da? În rolul părintelui, părintelui stresat de teme, de teze, de oare o fi știind, o fi scris, o fi făcut? Ai trecut prin astfel de stări? Cu riscul de a părea de pe altă planetă, o să vă spun că nu am făcut niciodată teme. Nu ai făcut teme cu Rareș? Nu știu, cred că o parte din mine care era foarte tânără la vremea când copilul meu era în clasa 1, pur și simplu nu știu cât de mult am conștientizat, dar am avut gândul că eu mi-am făcut temele singură, prin urmare de ce n-ar putea să facă asta și copilul meu? Cred că era prin clasa 2 când m-am gândit că, bine, la vremea respectivă nici nu avea foarte mult de lucru acasă, dar avea totuși. M-am gândit că dacă atunci când este foarte mic, ce se poate întâmpla? Să meargă cu temele nefăcute, nu? Și ce sau se întâmplă? Să meargă cu temele greșit făcute sau incomplete. Ok, asta înseamnă că va învăța că dacă se întâmplă asta, suportă niște consecințe. Consecința este aceasta. Și m-am gândit că la o vârstă foarte mică,
ceea ce are el de învățat din așa zisa greșeală nu este foarte dur. Pe când dacă eu fac teme cu el în școala primară, va trebui probabil să le fac și în gimnaziu și pe mine, sincer, m-a speriat acest gând, pentru că nu am cum să mai cunosc lucrurile așa cum am făcut-o la vremea mea. Acum, nu, pur și simplu nu am cum să mă pricep la toate lucrurile alea. Și s-a întâmplat că s-a dezvoltat tocmai această responsabilitate de a îmi îndeplini sarcinile pe care le am eu de îndeplinit. Mă refer la copilul meu. Și mi-amintesc că într-o duminică spre luni noapte, pe la ora 4, am văzut lumină în camera lui. El stătea pe jos cu un... Era, nu mai știu dacă în clasa a doua sau a treia. Stătea pe jos în cameră cu dexul ăla uriaș și... Bineînțeles că l-am întrebat, că văzând lumina, m-am dus în camera lui, ce s-a întâmplat. Mi-a spus că a visat că mai are ceva de lucru. Să fi fost și... tot stres și ăsta, nu? Cu siguranță. Ceva, un task nerezolvat, exact. Rămăsese așa într-un folder, exact. De la trezit. Și s-a trezit, l-a trezit visul spunându-i că mai are ceva de lucru. Dar nu l-am trezit eu, nu l-am întrebat eu. Sigur că din când în când, de-a lungul timpului, am întrebat și eu, ca orice părinte... Dacă mai ai de lucru, ai mult de lucru, cum te descurci, dar de aici și până la a face o teme, nu. Și nu cred că le facem un bine atunci când stăm lângă ei permanent în timpul temelor. Nu cred că le facem un bine atunci când... De fapt nu îi lăsăm să facă în momentul acela. Le dăm sunt gândurile gata gândite? Și asta, dar nu facem decât să... Transpunem asupra copilului fricile noastre, nevoia noastră de a controla situația, ce situație. Aceea copilul meu face bine, face corect, va merge la școală, va lua notă mare sau nu se va face de rușine. Ori copiii, tocmai trecând și prin situații de astea, învață cum să lucreze mai bine, cum să lucreze diferit, poate au nevoie să fie învățați cum să învețe. Da, este adevărat. Unii au nevoie. Nu să lucrăm permanent cu ei. Nici la clasa întâi poate puțin, la clasa a doua încă puțin, după care nu cred că mai e nevoie de intervenția noastră ca părinți, cu atât mai mult să nu stăm în preajma lor, că nu. Nu e o soluție. Eu îi spun acestui lucru împuternicire. Copilul pentru, trebuie să fie pentru împuternicit copil. Prin lucrul ăsta. Trebuie să învețe să facă foarte multe lucruri singur. Printre care și temele. Ce se întâmplă când nu fac lucruri singur? Păi, sunt acele situații în care copilul este excesiv de timid, apare situația în care a fost supus binecunoscutului fenomen de bullying. Da. Este un copil care nu simte că are putere, nu simte că poate, nu simte că se descurcă. Nu are propria lui voce. Da. Și asta va afecta foarte mult adultul de mai târziu. Cu siguranță. Cu siguranță. Copilul crește temător. Măcar atunci când am greșit, știu că eu am greșit și am găsit și soluția la ceea ce am făcut eu. Ei, asta îmi dă încredere că pot să mă descurc în diverse alte situații. Mai ușoare sau mai dificile? Da. Bine, și situațiile sunt mai ușoare la clasa întâi, un pic mai greluțe la a doua, a treia. Da, pe măsură, exact. De-aia trebuie să exersăm, să-i lăsăm să facă toate lucrurile pe care le au de făcut și singuri. Stau și mă întreb, în cazul domnului profesor, care o fi fost stresul mai mare, de cadrul didactic sau de părinte? Ascultându-o pe doamna profesor, mi-am dat seama că am fost un părinte normal, adică în clasa a treia am pierdut contactul cu temele. Dacă o fi normal. Dacă în clasa a întâi și în clasa a doua mai trăgeam cu ochii prin teme și încercam să mai ajut pe băiatul nostru, pe Matei, din clasa a treia nu mai s-a terminat, s-a rupt filmul, cum se spune. Și bine, el este responsabil în general, dar mai trebuie din când în când direcționat, mai poate. Trebuie întrebat ce se întâmplă, cum se întâmplă. Asta doar cât să primi răspunsul, n-ai tu treabă. Exact, exact. Da. Ți-ai scris la matematică, nu-i treaba ta. Da. Sau vrei să-l scrii în loc? Te rog.
Stres de părinte sau de profesor, întrebați? Da. De amândouă. Răspunsul este da. Răspunsul este da. Și este unul mai puternic decât altul? Cu siguranță cel de părinte este mai puternic, pentru că este sânge din sângele tău acolo și ai emoții nu pentru tine, ci pentru el. Mi-aduc aminte că cel mai mare stres pe care l-am trăit noi ca părinți până acum a fost cel de la admiterea din clasa 5-a. A devenit un fel de sperietoare admiterea asta la clasa 5-a. Eveniment foarte important. Am auzit după părerea părinți. Mea desfășurat la o vârstă prea mică pentru o miză atât de mare și care nu prea mai există prin țară. Mm-hmm. Dar a trecut. Și i-am înțeles altfel pe părinți copiilor care veneau după și pe copii, evident. De altfel, până nu ai propria ta experiență, nu reușești să-i înțelegi pe ceilalți. Când treci prin focul tău? Pe deplin, exact. Sigur că Matei ne-a oferit destule situații, atât cele de învățare, cât și cele artistice, pentru a avea emoții. Dar emoțiile n-au fost din acelea blocante, n-au fost paralizante, ci emoții plăcute și s-ar părea că am avut comportamentul cel normal, pentru că el are un drum destul de frumos și e responsabil în general, este în regulă. Cred că ați trăit multe emoții, Matei fiind alături de Alexia, tânărul care a reprezentat Iașul anul trecut la Eurovision. Vreau să vă întreb cât de mare era inima. Oho! Cea mai mare. Era o inimă foarte mare, mai ales că aici în Iași, în comunitatea, i-a susținut foarte, foarte frumos pe Alexia și pe Matei și mulțumesc și eu pe această cale tuturor celor care i-au susținut. Și au făcut să crească un pic mândria locală, mai ales că ei s-au descurcat foarte bine, au ținut locul al doilea în selecția națională și evident că lucrul ăsta ne-a încântat foarte mult. Categoric. Iulia, am citit că există stres și la bucurie, e adevărat? Pot fi stresat din cauza bucuriei? Eu mă gândeam că, doamne, poate o situație mai neplăcută mă aduce aici, poate nu? Așa cum există teama de succes? De aici să vină? Ne spui tu mai mult? Emoția este tot o emoție. Da. Și pe noi ne sperie orice sentiment, stare pe care nu am mai cunoscut-o sau care are intensitate foarte mare. Prin urmare, oamenii se sperie inclusiv de sentimentul acela de dragoste. Dacă nu au mai trăit așa ceva... Sau o bucurie foarte mare? Da, sau o bucurie foarte mare. Și avem tendința să fugim sau, într-adevăr, să fim foarte speriați, tocmai pentru că emoția este foarte intensă. De altfel, se și spune, nici abuz, nici refuz. Ceea ce este prea mult poate să fie, într-adevăr, stresant. Ai avut copii care cu astfel de situații? Care să fie prea bucuroși, nu. Nu. Da, probabil că foarte stresați de examene, da. Da? Și cum? Cum i-ai ajutat? Păi, în primul rând, noi încercăm să facem un fel de antrenament pentru examen. Prezență. Pentru starea de prezență. Trebuie să învățăm să fim cât mai mult timp prezenți în fiecare moment. Adică atent. Știți cum se spune la școală? Fiți atenți? Fiți atenți? Dar cum se face asta? Cum? Cum? O să ne spună domnul profesor imediat. Era lucru cum care, îi face care, să fie atenți? Îl auzeam foarte des eu când eram la școală. Fiți atenți și fiți cuminți. Da. Sau fiți concentrați. Cum? Cum? Ei, sunt niște exerciții din ceea ce se numește astăzi mindfulness, care sunt integrate în psihologie și care
Exact acest lucru ne ajută să reînvățăm, pentru că copilul până la 2 ani, 2 ani și un pic este foarte prezent tot timpul, foarte atent. Copilul acum se joacă, este foarte atent la joaca respectivă, după aia mănâncă, este foarte atent la mâncare, la gust, la miros, trece într-o altă activitate, la fel este atent în activitatea respectivă. Ei, această stare de prezență, în primul rând, că ajută la... În primul rând să nu mai rulăm gândurile care pot amplifica starea de panică, starea de stres. Ce vorbisem la început, da? Cu acea scenarită între ghilimele. Scenarită, dar sunt și evenimente din urmă care, sigur că ne reamintesc tot timpul, că n-am luat notă suficient de bună la matematică, la română, la geografie și atunci lucrurile alea creează o tristețe, o depresie, ca un pietroi de moară care atârnă și care nu mă face să mă gândesc că la examen voi avea o notă mare, că în spate am un eșec, n-am mă rog. Avut tot timpul, da, note mari. Și mă ajută starea aceasta de prezență și să nu mă gândesc permanent cu frică la viitor. Asta este o componentă. Pe de altă parte, prelucrăm experiențele alea anterioare de care povesteam, în care copilul probabil că a perceput că a avut un eșec și firește mergem și înainte, în viitor, cum spun eu, pentru a face proiecții, frica respectivă se diminuează. Sunt tehnici psihoterapeutice prin care se diminuează și frica pe care o proiectăm pentru viitor. Și așa ne antrenăm pentru examen. Sigur că da. Așa face, așa lucrează psihologul, dar profesorul cum lucrează? Cum ne antrenăm pentru performanță ca să ajungem și în partea, în stresul ăla de bucurie, da? Cu rigla la palmă. Cu rigla la palmă, așa, pe coși de nucă. Pe coși de nucă la colț. Las că vezi tu ce ți-ai face eu, exact, da? Da? Să vii cu tata tuns la școală, da? Tata să fie tuns. Da, era o expresie da, da, da. Înainte. Da. E vorba despre acea motivație pentru învățare. Ea trebuie descoperită cu răbdare și cu înclinație către ceea ce faci, către înclinație către înțelegerea nevoilor copilului și în niciun caz cu inducerea unui stres suplimentar. Expresii de genul las că vine el examenul și o să vezi tu că într-adevăr nu știi nimic sau îți rup foaia că ai scris urât? Da. Nu, n-au ce căuta pentru că nu dau niciun fel de rezultat. În același timp însă o atitudine extrem de tolerantă poate să fie păguboasă pentru că elevul poate să spună a, păi dacă proful nu zice nimic atunci eu mă descurc. Văd eu ce-i face. Da, și lucrurile sunt simple, sunt ușoare și așa mai departe. Deci totul este despre motivație, despre modul în care îl înveți pe copil să învețe. Cred că rolul școlii în primul și în primul rând ăsta ar trebui să fie să îl educe și să-l învețe pe copil cum să învețe. Pentru că surse de învățare sunt multe. Foarte multe. Chiar dacă este un manual unic, deocamdată, la anumite clase, surse de învățare sunt multe. Din fericire și în acest mod copilul poate ajunge la succes, dar cu foarte mare grijă față de acest aspect al stresului învățării, totul cu moderație și cu bună știință, pentru că altfel trecem în partea cealaltă. Și nu e bine. Cum vă, ce simțiți dacă observați că unui elev nu-i place geografia? Iuliei nu i-a plăcut. Păi nu mi-a plăcut pentru că trebuia să învăț pe de rost. Da, am înțeles. Și acum țin minte că primeam întrebarea sarcina de a arăta unde este Ouagadougou pe hartă. Nu știu nici în ziua de azi. Data viitoare aduceți o hartă, vă rog, în momentul acela. Da, nu e mare problemă că nu știați să arătați lucrul ăsta pe hartă. Important este să pricepeți de ce ar trebui să arătați lucrul ăla pe carte, să vă fi făcut profesor să înțelegeți lucrul ăsta. Ce se întâmplă atunci când nu-i place unui copil geografia? Da, constatați că obiectul pe care dumneavoastră îl predați, uite, nu-i chiar la inima lui. Da, e mai interesant când nu-i așa, când este așa, pentru că sigur că nu vă place, presupun că nu sunteți foarte confortabil cu ideea. În același timp e o provocare pentru că te scoate din zona de confort. E minunat să știi că toată lumea iubește ceea ce faci tu
și toate lucrurile merg ca pe roate. Picați în extrema cealaltă, lasă-i că lor le place și eu nu mai fac nimic, exact. Învață singur. Nu, e frumos, pentru că ai cu cine să lucrezi, ora nici nu știi când trece, copiii au tot felul de idei și tot felul de activități extra care duc la îndeplinirea obiectivelor pe care ți le-ai propus. Însă atunci când un copil este un copil sau mai mulți, pentru că se întâmplă lucrul ăsta, este în afara acestei arii, reprezintă o provocare și provocarea aceasta este foarte important cum o gestionezi. Dacă mergi în zona aceea, hai că-ți arăt eu cât de plăcut este dacă nu înveți. Hai să mănânci geografie pe pâine, exact, las pe mine. N-ai rezolvat nimic. Copilul din teamă, din teama de a nu supăra părinții, din teama de a nu strica media, așa mai, o să facă lucrul ăsta. Însă pe termen lung e zero. Va ține minte doar că n-a știut să arate ceva ca altă. Așa, dar nu va înțelege absolut nimic din ceea ce îi se întâmplă. Eu personal întotdeauna am dorit de la elevii mei să-mi explice, bun, există această metodă de evaluare de a arăta pe hartă și o folosesc foarte frecvent, însă ei trebuie mai curând să răspundă la întrebarea de ce, decât la întrebarea ce, sau la întrebarea de ce acolo și nu unde. E foarte important să fac aceste corelații între ceea ce știu, între ceea ce pot afla ca element de noutate și între ceea ce ar putea fi acolo. Cauzalitatea este foarte importantă în procesul ăsta de învățare geografic și întotdeauna am pus accent pe treaba asta. Deci e posibil la un moment dat pofta să vină mâncând sau chiar dacă e posibil. Da, e posibil. Sau vine. E posibil. Și chiar dacă nu o să-i placă, nu o să ajungă pasionat, măcar o să priceapă de ce este utilă geografia în viața lui. Sunt copii care nu au iubit geografia chiar până au terminat liceul și probabil că nici ziua de azi. Dar au priceput ulterior, pentru că am avut discuții cu anumiți absolvenți care nu am avut o relație nemaipomenită, ba dimpotrivă, chiar erau pasionați de istorie și aveam foarte multe discuții pe tema asta, dar care ulterior, când ne-am întâlnit și prin comentarii pe care le mai pun pe rețele de socializare, dovedesc faptul că au priceput la ce era bună geografia și chiar dacă nu o recunosc, probabil că se gândesc cu drag la orele acelea. Da, e adevărat, cu siguranță sunt recunoscători, pentru că până la urmă asta este și rolul școlii, așa cum ați spus, ar trebui să te învețe să înveți. Se întâmplă mereu? Nu se întâmplă mereu, evident. E greu să-l faci pe un elev să învețe în modul în care vrei tu. Vrei tu? De altfel, fiecare are stilul său de învățare, sunt o grămadă de stiluri de învățare și multe dintre ele sunt imprimate de părinți sau de profesorii cu care mai intră copiii în contact, în afară de profesorii de la clasă. Nici o metodă de predare nu este infailibilă, nici o metodă de învățare nu este infailibilă, astfel încât fiecare, până la urmă, trebuie să-și găsească modul propriu, acela care îl duce la succes. Unii învață scriind, alții învață ascultând și ascultând și muzică, așa da, cum fac foarte mulți dintre elevii din ziua de astăzi, lucru pe care eu nu puteam să-l fac, de exemplu. Și prin urmare nu înțelegem ca părinți când cântă Rammstein și în același timp învață la matematică sau lucrează. Și de aici expresii, iar te ocup cu prostii, ia și învață. Ce faci tu acolo? Și deci pentru fiecare există o soluție personalizată, să spunem așa. Important este ca fiecare să o găsească la vreme. Și aici tot profesorul Absolut. Intervine, da? Da. Practic e un dublu rol, și profesor și mentor. Da. Sunteți diriginte de la clasa 12. Anul acesta, da. Și v-ați luat și funcția asta, nu știu dacă funcție, rol, mai bine zis, de mentor? Au nevoie? Au nevoie și la facultate, nu numai în liceu.
Evident că ei, acum în prag de bacalaureat, sunt destul de stresați, din păcate, pentru că este un examen important. Din fericire, nu mai contează atât de mult mediile la bacalaureat, la admitere. Au început să se dea examen de admitere la majoritatea facultăți, ceea ce este foarte bine. Da, și eu sunt de acord. Eu am dat examen de admitere. Da, și eu. Pe vremea noastră, da? Da, în mileniul trecut. E foarte bine că se dă examen de admitere, pentru că, pe de o parte, dispare acest, sau este diminuat acest stres la ieșirea din sistem. Pe de altă parte, și absolventul poate fi un pic mai odihnit, să zicem. Nu este aici vorba despre acea odihnă a chiulangiului, dimpotrivă. Cu alte cuvinte, și-a luat de o grijă. Da. Da? Se concentrează pe altceva. Noi recunoaștem că absolvenții noștri de liceu sunt obosiți. Voiam să ajung și acolo. Și am văzut un atunci studiu. Când ar trebui, de fapt, să dea cea mai mare parte a forțelor creatoare și ceea ce au acumulat ei de-a lungul vieții de elev, adică la facultate, nu prea mai pot să mai fie la 100%, la capacitate de 100%, și atunci evident că lucrurile nu sunt chiar în regulă. De aceea poate că examen de admitere ar fi o soluție mult mai bună. Și felicitări celor care deja au pus-o în practică această soluție. Și eu sunt de acord cu soluția asta și v-am spus că am citit recent un studiu care arăta că adolescenții se simt obosiți și programa este, din punctul meu de vedere, foarte, foarte stufoasă. Ei ce spun? Iulia? Păi, un copil de clasa, de liceu, să spunem, deși e și la gimnazie cam același lucru, se trezește dimineața în medie la ora 6:30 ca să ajungă la 8 la ore. 6-7 ore. Da? Termină orele undeva la 2, uneori și la ora 3. Și în medie transportul înapoi acasă mai durează măcar jumătate de oră, să spun, da? Asta înseamnă 4, hai 5? Să spun doar ora 3. Doar ora 3. Nu 4-5. Sunt ore exact ca la fabrică. Da. Practic, îi lipsește cartea de muncă și ar fi exact ca un adult cu contract. E mult pentru un organism care are nevoie de odihnă, care este în creștere, care pentru a-și reîncărca bateriile și psihoemoțional ar trebui să fie odihnit în primul și în primul rând fizic. Copiii însă au presiunea temelor ulterior. Nu cred că, nu știu, foarte puțin copiii aud că se odihnesc la prânz, că, dar când se odihnesc să fie odihnă, nu în fața unui ecran. Ar ajuta mult dacă s-ar odihni într-adevăr după școală, ca să poată încă 2, 3, 4 ore după să își pregătească ce au pentru studieze, a doua zi. Deci da, e foarte mult și se explică oboseala. Aici vin și programele extrașcolare, da? Și sunt multe, e adevărat, frumoase și care aduc rezultate foarte bune, dar îi simțiți obosiți pe elevii dumneavoastră, domn profesor? Sunt evident obosiți, însă, apropo de aceste activități extracurriculare despre care vorbiți, acestea sunt opționale. Și fiecare în funcție de pasiunea, de eu știu, preocupările pe care le are, evident că poate să aleagă sau nu. Din păcate, mulți merg în zona aceasta a utilizării telefonului, tabletei în mod excesiv, lucrul ăsta obosește grozav, mai ales dacă se întâmplă la ore târzii noapte, atunci când ar trebui să doarmă. Evident, nimeni nu spune că nu trebuie utilizate, însă... Cu măsură, cum ar spune psihologul, cu măsură. Da. Și eu personal le utilizez, poate mai mult decât ar trebui, ar spune cineva. Toți folosim. Nu avem cum să nu le folosim. Avem nevoie de ele. Acestea extrașcolare, pasiunile, sunt de fapt cele care încarcă bateriile.
De asta, atunci când, nu știu, un copil este în clasa 8-a sau a 12-a, urmează un examen, păi activitățile alea nu ar trebui întrerupte de tot. Ar trebui tocmai lăsate în program, pentru că de acolo copilul se încarcă bateriile. Mai mult, dacă este vorba despre practicarea unui sport, el prin sport întâi descarcă o energie acumulată, stagnantă, stă atâtea ore în bancă, face mișcare, descarcă și în același timp încarcă, pentru că sportul, mișcarea, mersul pe jos, simplu mers pe jos, este demonstrat că reduce anxietatea. Cunosc părinți care, e adevărat ce ai spus, când au ajuns copilașii la, să zicem, timpul unui examen, a 5-a sau a 8-a, i-au scos pe copii de... Sau copiii renunță singuri, pentru că știu renunță și asta, singuri. Copiii renunță singuri, simțindu-se copleșiți, da, copleșiți. De muncă. Ei, dar cu siguranță sunt soluții ca să-i energizăm, nu? Da, sunt activități pe care le pot face în continuare, activități din zona aceea de pasiune, de mișcare în aer liber, care ajută foarte, foarte mult. Practic îi ajutăm să iasă din, nu știu, să scape de acel stres, da? Poate... Da, este și asta o formă de a scăpa de stres. Da. Deveniți și un fel de terapeut, nu? Implicându-i în astfel de activități. Excursiile, Excursiile, da. Da, e adevărat. Sunt două principii pe care le-am aplicat mereu și pe care sper să pot să le aplic în continuare. Unui copil îi trebuie foarte multă mișcare, în primul rând, în al doilea rând, foarte multă comunicare. Evident, pe lângă citit, pe lângă celelalte. Și ce are el de făcut la școală? Da. Dacă se mișcă, evident, mens sana in corpore sano, iar comunicarea, n-avem ce face, suntem condamnați, să zicem așa, între ghilimele, la a fi elemente care nu pot trăi izolat, da? Și trebuie să comunicăm unii cu alții, spunându-ne ceea ce avem pe suflet sau pur și simplu discutând fără o temă sau anume. Sau să oferim ajutor, sau ce, asta, să fim implicați, da, în ceea ce înseamnă comunitate. Asta destresează și duce iarăși la o încărcare a bateriilor din punct de vedere psihic. Și dacă am vorbit de lucrurile frumoase, mai avem câteva minute până la sfârșitul emisiunii și aș vrea să ne povestiți despre acel proiect grozav care se va derula anul acesta la Negruții, fiind singura instituție de învățământ din România implicată în acest proiect. Da, este vorba despre World School International Forum. Este un proiect care are o vechime de două decenii. Din România. Cât cariera dumneavoastră? Ați început odată. Da, e adevărat. Colegiul Național Cosaiche Negruți este într-adevăr singura instituție din România membră în această organizație. Despre ce este vorba? Din care fac parte 22 de țări. Exact, sunt 22 de țări, inclusiv România. Proiectul a fost inițiat de un liceu din Tokyo, Kanto High School Senior din Tokyo, și are ca scop întrunirea elevilor din cât mai multe țări care să discute pe teme de importanță mondială. Sunt trei teme generale, este vorba despre hrană, îmbrăcăminte și adăpost, adică nevoile bazale ale societății. Și se dă o temă pe una dintre aceste trei direcții. De exemplu, anul trecut, în 2018, la Tokyo, s-a discutat despre deșeurile alimentare, deșeuri de hrană, ce facem să nu mai există atât de multe deșeuri, dacă le avem, ce facem cu ele. Și au fost foarte multe activități interesante, printre ele a fost și o vizită la o fabrică de reciclare a deșeurilor alimentare, o idee pentru investitori locali, da, în România. O vom repeta. Așa. Și anul acesta, în 2019, forumul se va ține la Iași. În ce perioadă? În octombrie. Încă nu sunt stabilite în mod definitiv nici datele și nici tema. Însă în octombrie vom avea aici 21 de țări, copii și profesori.
care vor discuta despre una dintre cele trei teme. Vom vedea. Și uite, așa mai scăpăm de stres, da? Da. Este foarte frumos proiectul și foarte interesant. Și nu e chiar de colea ca Iașul nu să găzduiască o astfel de manifestare. Mai ales că în acest an suntem și capitala tineretului. Da. Am început cu stres și am terminat cu bucurie, pentru că era firesc, nu? Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în emisiune. Nu aș vrea să închei fără a vă smulge promisiunea că veți reveni și că ne veți spune de fiecare dată, ne veți împărtăși din experiența dumneavoastră cu copiii și cu tinerii. Experiența și pozitivă și poate mai puțin pozitivă. În această seară i-am avut alături de noi pe psihologul Iulia Cruț și pe profesorul Florin Iancu de la Colegiul Național Costache Negruții. Vă mulțumim frumos, mulțumesc. Iar noi ne revedem joia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Recreația Mare.